Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Elevii reclamă că uniforma devine obligatorie din toamnă, altfel nu vor mai fi lăsați să intre în școală. De aici întrebarea. Mare pagubă. Nu e chiar așa. Recent pe holuri a fost postat următorul anunț, citez, începând cu data de 5 septembrie 2022. Accesul în unitatea de învățământ este permis doar în uniforma școlii. Și părinții ar fi primit același mesaj. Părinții tot în uniformă? Că nu înțeleg. Asta e întrebarea. Deci profesorii tot în uniformă? Adică dacă scrie accesul doar în uniformă sau este discriminatoriu? Accesul pentru cei... pentru minori. E pentru elevi. În rest, adulții fac ce vor. Băi, ce se întâmplă acolo? Le cere și uniformă, și notează, da. Și nu se poate. Contactat de edupedu.ro, directorul colegiului, domnul Virginel Iordache, și așa se vine domnul director Virginel, spune că decizia Consiliului de Administrație are însă doar caracter de recomandare. Deci, asta e bine. Pe de altă parte, eu mă întreb dacă e legal. Adică dacă poți interzice accesul la cursuri unui elev care nu e îmbrăcat într-un anume fel. Că în România accesul la educație este garantat de Constituție. Cum se cheamă? Regulamente de ordine interioară, cred că există și trebuie respectate cumva. Așa e. Pe de altă parte, unitățile de învățământ au această autonomie. Își decid, își stabilesc propriul regulament de ordine interioară printr-o decizie a Consiliului de Administrație. Și din acest punct de vedere, uite, Colegiul Național de Informatică Spiru Haret are un regulament de ordine interioară din 2019-2020. El prevede sancțiuni, scrie Dupedu, care duc până la eliminarea de la cursuri a elevilor care încalcă regulamentul de ordine interioară al școlii și înlocuirea activității obișnuite a elevului pentru perioada aplicării sancțiunii cu un alt tip de activitate, desfășurată de regulă în cadrul colegiului, în sala de lectură, în biblioteca școlii, etc. Cum se spunea în armată, te trimitea pe sectoare. Da. Adică să freci WC-urile, pentru că nu aveai uniforma corectă sau erai nebărbierit sau ceva de genul ăsta. Să citești în bibliotecă. Da, sau poate îi trimite și... sau năspri pedepsele. Bun. De aici, bun, pe de altă parte, dacă e doar recomandare, cum spune doar domnul director Virginel, unii poartă uniformă, alții nu, că e doar recomandare. Și atunci, care mai e rostul? Eu nu, dacă rămâne recomandare, sigur nu o să poartă nimeni. Mai nu știi? Pe de altă parte, uneori, parcă e binevenită o regulă, măcar cromatică. Știi? Adică... în ce sens? Stai că nu înțeleg. Da, să la petreceri, să fie petrecere în alb. Exact, să poarte tricou alb și... păi, pentru că se duc băieți, sunt... eu am văzut la Fimiu, la clasa 6-a, sunt îmbrăcați pe care cum îl taie capul cu fosforescent. Și ce te deranjează? Crezi că nu poate să facă performanță, nu poate să învețe dacă... sau nu poate să nu învețe dacă... Băi, nu, dar să știi că e o chestie de respect, în primul rând, față de instituție și față de profesori. Cum te duci îmbrăcat? Te duci îmbrăcat, adică, de ce? Normal. Adică noi aici la radio nu suntem, nu avem respect față de Europa FM, că venim fiecare îmbrăcat cum vrea. Serios. Da. Tu vii în pantaloni scurs. Tu vii în pantaloni scurs permanent. Unde e respectul tău? Față de ascultători. Deci asta îmi place, că el vrea uniformă. Dar eu nu vreau uniformă. Dictatorule. E ca... ca un obor. Nu, hai să facem așa. 03... nu, hai să facem o de... 03... din asta ne scoateți voi, prieteni. 0372069599. Am vreau opiniile voastre. Sunteți de acord sau împotriva ideii de uniformă într-o școală? Că sunt mereu argumente și pentru și contra. Și dacă da, adică să fie cu sancțiuni, dacă nu poartă uniformă, să fie cu sancțiuni, ce fel de sancțiuni? Firar să fie, eu aici recunosc că sunt subiectiv, numai când îmi aduc aminte de cum ne verificau pe noi la matriculă, pe fete la bendiță, la nu știu, mi se mai enervez tot. Da, înțeleg că există și... bun, cum evităm abuzurile? 0372069599. Ne-am întors mai devreme, 7:47. Avem o mulțime de păreri pro și contra purtării uniformei. Evident. La școală și ne-a trimis Adnana, mi s-a părut interesant, o pledoarie foarte complexă pentru purtatul uniformei. Ea spune că aceasta conferă prestigiu unității de învățământ. O unitate școlară care își desfășoară activitatea de un sistem de valori propriu va dori să se diferențeze de celelalte școli și printr-o anumită ținută vestimentară. Exact, și la poliția locală. Adică uniforma conferă prestigiu. Iată. Da? Și bodyguards-ii din instituții, ei au uniformă. Da, sunt îmbrăcați ca să se remarce. Ca să aibă prestigiu. Ia, ce prestigiu au. Da, uite că spune așa. Mărește sentimentul elevilor de apartenență la un grup. Bun. Forța. Îmbunătățește disciplina. Elevii învață prin purtarea uniformei că trebuie să se supună unor reguli.
consolidează mediul de învățare, îmbrăcați în uniformă, elevii nu vor confrunta sala de clasă cu locul de joacă și își vor aminti în fiecare moment de ce sunt așezați în bănci. Reduce discriminarea și asta e interesant, stai, să până aici. Eu cred că doamna n-a fost la școală, deci asta crește disciplina și nu confundă cu locul de joacă. Astea sunt chestiuni care țin de autoritatea și prestigiul profesorului, al directorului de școlii respective. Ea zice că ajută. Nu, copiii se joacă indiferent de cum sunt îmbrăcați. Pare foarte corect e asta, că reduce discriminarea. Aici da, sunt de acord. Da? Cu asta da, chiar sunt. Că toți copiii sunt egali și nu așa. În sensul că unii o să vină cu haine foarte scumpe și el așa și se simtă prost. Aici da, îi dau dreptate. E practică pentru că elevul, mai ales cel de gimnaziu, va scăpa de stresul de a decide zilnic ce va purta la școală. Ei, da, a doua zi. Un stres. Așa, da. Păi da, acum aveți că sunt atât vremuri. Da, acum da, sunt și fost atât copiii de au răutăți. Asta răutăți erau și când eram noi mici. Da. A venit fiul meu acasă într-o zi și zice, auzi, tata, hanoracul ăsta e fake? Zic, cum? Păi tu iei haine fake, zici, la copil? Nu era fake. Zice, da, m-au întrebat. Nu, da, m-a surprins că au asemenea preocupări în clasa 6-a. Da, așa să spun. Cum că și atunci când sunt, dacă e fake, când sunt uniforme, nu le impune, de exemplu, nimeni ce încălțări să poarte. Adică nu cred că sunt și încălțări. Pe sau canadiana, pantofi negri. Da, sau canadiana care se poartă peste, sau căciula, sau dacă au. Asigur că dacă vrei să epatezi, serios, găsești. Uniforma nu rezolvă lucrurile. Poate ca în armată să-l facem ca Coreea de Nord. Să fie din cap până în picioare. Hai să și vorbim. Hai să vedem, cu, da, cu lume. Ionuț, bună dimineața. Salutare, Ionuț. Hei, Ionuț, dacă îi deschizi calea, poate ne aude. Alo? Alo? Neața, dragilor, salut, salut. Da, te auzim, ia zi. Băi, eu sunt un tip între două vârste, așa. Pe la Revoluție aveam 12 ani și mă gândeam, mamă, ce cool este, nu știam cuvântul cool la vremea respectivă, ce mișto este să te îmbraci cum vrei tu la școală. Da. Acum când mă uit în urmă, văd că eram un mare prostănac, cum eram toți de pe vremea aia. Așa cum spune interlocutoarea voastră în mesajul de mai devreme, o școală care impune o uniformă impune un prestigiu, impune o etichetă și chiar este necesară această uniformă, pentru că a avea o ținută, fiecare elev cu ținuta lui creează frustrări pentru ceilalți. Okay. Asta este punctul meu de Ionuț, vedere. Ionuț, te-ai dus la 12 ani, începând de după Revoluție, te-ai dus tot cu uniformă, ai păstrat uniforma sau te-ai dus civil, ca să spun așa, în perioada aia? Abia așteptam să mă duc civil și să... Și te-am împiedicat asta să înveți sau să ai o altă, nu știu, o relație bună cu colegii tăi, cu profesorii? Că ai zis că am fost foarte proști că am făcut asta. Atunci mi s-a părut o chestie foarte lejeră. Adică nu mai eram strânși de gât cu cravata aia, uniforma aia urâtă, care era așa e, ponosită, și era uniforma urâtă. Și ai fi învățat mai bine, adică ai fi luat note mai bune dacă păstrai uniforma totuși? Nu cred că, nu știu dacă ține neapărat de om, ține de om foarte tare, în sensul că cum înțelege libertatea de a se comporta la școală. Dar sunt facultăți, de exemplu, la facultate, adică vrem și la facultatea asta sau la facultate nu? La facultate oamenii să se îmbrace cum vor. Sunt facultăți care au prestigiu și facultăți care nu au prestigiu. Ce ține de uniform, mi se pare că ne ducem în direcția greșită. Hai să vorbim și cu Lia. Bună dimineața! Bună dimineața! Numai Lia, Iana, sau sigur. Sau liceele de acum, care sunt prestigioase. Uh-huh. Ele neapărat, adică ele sunt prestigioase datorită uniformei sau datorită calității actului de educație acolo. Ana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună dimineața! Bună! Am ascultat și pe dumneavoastră și cu cei care ați intrat în direct. Ca profesoară, 33 de ani, vă pot spune un lucru. Am fost și în perioada când se purta uniformă și în perioada când nu se mai purta uniformă. Deci am reușit după 90 să, la clasa la care eram dirigentă, să impun o ținută, o altă ținută. Eram deosebiți în școală. Nu ceva
cum să vă spun, o pereche de pantalon sau fustă. E o diferență aici, doamnă, între o îmbrăcăminte decentă, sunt de acord, și altceva uniformă, toți să fie îmbrăcați la fel. Dar nu spunem uniformă, spunem ținută, că toată lumea când aude uniformă, copiii și părinții... E altă mărie, cu altă pălărie, dumneavoastră folosiți un sinonim. Dacă toți trebuie să se îmbrace la fel, despre asta vorbim, că îi spunem ținută, uniformă sau vestimentație. Adică... O ținută, adică nu înseamnă că trebuie să fie toată lumea să-și facă din același material. Cine are material și mai mulți bani poate să-și facă, poate să poarte o bluză sau un tricou sau o cămașă de aceeași culoare și un sacou am făcut la toată lumea. Să știți că eram deosebiți. Dar nu înțelegeți dumneavoastră că sunteți mai tineri, dar pe timpul nostru se distingeau anumite licee care erau mai prin numărul acela ce-l aveam pe mână sau la uniformă sau știți? Deci nu mi se pare... Auziți, doamne, dar spuneți-mi, a spus vreodată absențele motivate că nu avea colega de bancă bentița corect pusă? Nu, așa ceva, nu. Bine, mulțumim foarte mult, din păcate nu mai avem timp, dar uite, m-am lămurit acum, cred că domnul Virginel, domnul director de la liceul respectiv, domnul Virginel, care vrea uniformă... Ionescu sau cum îl cheamă? Iordache, pardon. Dânsu are toate argumentele pentru respectarea regulilor, sunt alături de Dânsu, adică Dânsu când a avut diaree, Dânsu a fost senator. În 2019 era senator PSD și a avut o diaree, săracul. Și a chemat Smurdu. Am vorbit și noi la radio aici. Să-l ducă la București. A venit Smurdu la azi la București, deci cu elicopterul. Regulilor. Sigur, i-au dat acolo la spital, i-au dat o uniformă. Și de atunci a rămas impresionat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.